Eu nu cred că din taxele mele ar trebui plătiți 10 oameni în văscăuții de sus care să nu vină la birou. Adică nu ăsta e obiectivul. Eu sunt gata să plătesc câte taxe îmi cere statul român dacă se fac autostrăzi, spitale, curat pe stradă, adică niște lucruri de bun simț. Dacă armata funcționează ca să mă simt în siguranță, niște lucruri de... Na, toți vrem asta. Trenurile merg. Nu să aibă 10 oameni, să n-aibă, nici nu vin la birou. Să nu se stea, că sunt, ce sunt, asistat social, să stea în satul ăla. Nu mai e jobul, temus frumos, că avem 250.000 de locuri libere în țara asta. De joburi importăm nepalezi, vietnamezi. Dar v-am zis, e mult mai comod să lucrezi la stat. Comoditatea acestor persoane nu ar trebui să ne intereseze. Dar pentru că toți muncim destul de greu și încercăm să ne chinuim ca să, pentru noi, pentru familia noastră, deci nu e normal așa ceva să tolerăm teatru frunzelor la câini. Deci un aparat bugetar mai suplu. Asta ar fi o soluție. Da, gândit. Adică nu tăiem peste tot 20%. Nu, cred că trebuie crescute în anumite zone unde populația a crescut, unde sunt alt nivel de sofisticare al serviciilor care trebuie să le dea statul. Poate ne trebuie mai mulți oameni în zona digitală, IT, care să lucreze la stat, sunt convins, de exemplu. Adică, sigur, trebuie să angajezi în anumite zone. Asta, să blocăm tot, e o prostie, da? Dacă trebuie mai mulți oameni în București, în Iași, în Cluj, în alte zone, sunt convins că poate ai spațiu chiar să mai angajezi. Dar nu e posibil să avem armatele astea de bugetari care nimeni nu știe ce fac. De ce vă spun? Nu, e absurd asta. Trecem mai departe și discutăm despre administrație. Așa. Aveți astăzi o postare pe pagina dumneavoastră de Facebook care mi-a atras atenția cei drept. O să citesc puțin din ea. Spuneți așa, am criticat aici pe următorii și continui să-i critic. PNL, AUR, PSD, la greu, Firea, USR Nicușor. E rolul unui cetățean simplu să-i critique când fac tâmpenii sau lucruri contrare intereselor publice. Am primit înjurături de la câțiva din AUR, dar rar. În rest, destul de puține reacții violente. În schimb, cum ating o temă legată de cineva precis, Nicușor, vine un val de violență verbală și amenințări cum nu am mai văzut la nimeni. Da, inclusiv amenințări pe mesele, așa la ceva. La ce amenințări vă referiți? Amenințări? Nu au fost amenințări de genul vin să-ți dau cu ceva în cap. Nu, au fost mai mult, vă spun sincer, înjurături de-alea de ultima speță sau faptul că ești vândut ăluia, ai furat, ai făcut, adică efectiv minciuni sau agresivitate verbală fără argumente, foarte multe. Care pe mine mă dezamăgește, pentru că nu e normal, adică teoretic ar trebui să putem discuta ce trebuie făcut sau nu într-un oraș. Mai ales că omul e într-o poziție foarte importantă, când ești primarul celui mai mare oraș din România. Ar trebui să poți să fii și criticat, mai ales că eu personal am votat și am făcut și campanie serioasă. Da? Adică am rugat oamenii să... Și presupun că regretați acum. Nu știu dacă regret, pentru că a fost opțiunea între el și Firea, de fapt. Ori mie nu mi s-a părut că Firea, din motive multiple, era ce trebuie pentru oraș. Și cred că toți am sperat, dumne, omul e puțin mai ciudat așa, dar mai e deștept, e olimpic, se ocupă de București. Știam toți că există anumite obsesii, dar nu e posibil un om inteligent să nu facă niște lucruri bune. A făcut două, trei lucruri, ok, nu pot să spun. Dar revenind la asta, nu e normal să critici pe cineva și să fiu asemenea val de violență. Cred că motivul meu, cum îl mi-explic eu, și cunoscând destul de mulți din zona asta de care îl susțin foarte mult pe Nicușor, inclusiv din gruparea lui inițială, cred că lumea nu înțelege care e filozofia lui și care este teoria lui politică din cap. Ce înseamnă salvați Bucureștiul, ce înseamnă salvați România, în mintea lui nu vorbesc. Că nu a articulat-o foarte clar. Dacă vă uitați, e practic antimodernism fundamental, adică ce înseamnă? Să nu mai construim nimic modern, nimic, deci absolut nimic, zero. Să prezervăm clădirile vechi în orice stadiu ar fi ele, chit că sunt ruine, le lăsăm fix așa, nu contează că au valoare, că n-au valoare, să fie verde cât mai mult, ca la încansat, cumva. Ori asta este o gândire, îmi pare rău să o spun, dar e o gândire antimodernist, eu așa o văd, și similară cu un fel de legionarism mai urban, așa, decât să spun cel al AUR. Și el are mult prieteni legionar, deci nu vreau să intru în zona asta să-l acuz de anumite lucruri care nu le-a declarat public, dar el e un om care nu e pro-modernitate, n-a fost niciodată. A blocat orice
orice nou proiect în București care s-a întâmplat vreodată, da? Chit că au avut unele sens, nu poate. Bun, dar dacă mă uit pe lista de promisiuni pe care o făcea candidatul Nicu Șordan la primăria